nici nu le țin minte, așa de mult ne-a ajutat frații noștri români. În primul rând ne-au dat, când era criza cu electricitatea, ne-a dat electrică, ca să avem lumină peste tot, gaze. Ne-a reparat peste 1000 și ceva de grădinițe, școli. Au făcut grădinițe în Comrat, cu predare în română. Au făcut drumuri, ne fac șoseaua care leagă Uniunea Europeană cu noi. Ne-au făcut poduri la Bumbăta și în Ungheni două poduri. Așa, studenți învață din 1990, câte 5.000 de studenți în fiecare an, cu burse, cu cămin, cu studii românești. Că au burse, au cămini acolo de unde să trăiască, au mai multe lucruri. Le se organizează diferite excursii, diferite întâlniri cu diferiți oameni și așa mai departe. Dezvoltarea economiei merge împreună cu ajutorul României, să duc tot ce producem noi, nu tot, o parte din producție se duce, se realizează în România. Unele produse din România vin la noi, este o colaborare interguvernamentală. Eu cred că ne ajută foarte mult. A fost un mare ajutor că pe timpul pandemiei trebuiau ajutor, că niciunul din chiar și statele europene nu știau cum la început să fie și lecuirea și era protocolul european, dar cu vaccinul mai în scurt și la Europa au fost o leacă. În ceea ce privește la noi și-au ajutat românii, asta foarte bine, foarte bine și foarte corect au făcut și lumea a fost vaccinată, s-au salvat, că într-adevăr până nu apare vaccinul a fost un dezastru, au murit. Eu lucrând lucrător medical, am făcut 20 de ani în Italia, acolo era jale mare și noi transmitem acasă cum e acolo și păziți-vă aici, dar era unica scăpare că să fie vaccinată lumea. Și de aceea eu cred că vaccinul a fost binevenit. Studenții noștri mai mult sunt în România. Noi singuri avem nepoțele care au studiat la Sibiu, la Cluj, niște studii avansate și acum au rămas și muncesc acolo în România. Cu siguranță România este Europa, care ne-o dorim și noi, și cu siguranță studiile sunt mai avansate, serviciile sunt mai bine plătite, pensionarii sunt mai bine remunerați. Asta este România.